Cristea s-a simțit rău în zilele dinaintea confruntării de la Arad. Nu a putut să mănânce și să se antreneze în parametrii normali. Nici în ring nu a arătat precum campionul național din ultimii ani. A pierdut la puncte în fața lui Marius Tătar, reprezentantul gazdelor. Lumea poate nu știe, eu îl știu pe sportivul Tătar de la Motorul Arad. Sportivul boxează, are o vârstă foarte înaintată, 39 de ani, un pugilist cu multă experiență. Și nu asta ar fi problema. Noi anul trecut l-am bătut chiar înainte de limite, l-am bătut la campionatul național la senior, la Brăila. Alt factor este mai important, nu știu care a fost motivul, Cristea Cătălin pe vineri și chiar în ziua meciului sâmbătă, îmi pare rău că așa, i-a fost foarte rău, nu știu, de la mâncare, la orice, l-a durut foarte rău stomacul, a vomitat de vreo 5-6 ori, inclusiv și duminică. Și astăzi am făcut antrenament dimineață, că am zis să-l lasă să-l odihnim, să-l facem după amiază. Cristea ia în calcul să renunțe la box după naționalele de senior din noiembrie, care vor avea loc la București. Sportivul e hotărât să plece în Germania la muncă și să înceapă să strângă bani pentru a-și cumpăra o locuință. Între timp, la CSM Târgoviște nu se lucrează deloc la sala de atletică grea, iar șansele ca investiția să fie finalizată în acest an devin nule.